La începutul secolului al XX-lea, un preot pe numele său Carlo Crespi face o descoperire mai mult decât ciudată în mijlocul sălbatic a junglei Ecuadorului. Este examinată cu atenție de oamenii de știință și este publicată în diferite lucrări de cercetare, însă nimeni nu știe exact despre ce este vorba. Atenție! Printre uluitoarele artefacte găsite de părintele Crespi, se găsesc multe care provin dinaintea potopului lui Noe și se pare că printre ele se află incredibila coroană a regilor giganți. Iar în episodul de astăzi vă vom prezenta adevărul despre părintele Crespi și despre povestea sa foarte controversată. Vă salut, oameni buni, bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Pe acest canal vă vom prezenta documentare, teorii incredibile, știri și multe alte lucruri care de multe ori vă vor pune pe gânduri și care nu vor apărea desigur în mafia media. Apasă pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui, astfel toate materialele noastre vor ajunge la tine în mod gratuit și imediat ce le lansăm. Însă să revenim la povestea părintelui Crespi, această relatare misterioasă și controversată a unui preot din Ecuador, oameni buni, care a găsit profețiile unor civilizații necunoscute, artefacte ciudate de aur, un sistem de peșteri subterane, atenție, care conține o bibliotecă metalică, reprezentări ale unor figuri ciudate care leagă America de Sumeria și simboluri care descriu o limbă necunoscută, dovezi ale contactului cu extraterestri și o conspirație a Vaticanului care implică mii de alte artefacte dispărute. Ce este foarte ciudat este că părintele Crespi a lucrat ca preot cea mai mare parte a vieții sale și în ciuda faptului că nu fusese niciodată atât de credincios în civilizațiile extraterestre, nu s-a putut abține să nu se gândească, mărturisește el, la asta în timp ce a văzut descoperirea cu ochii săi. De asemenea, foarte interesant este trecutul părintelui Crespi, care a fost de asemenea misterios. Crespi susține că provenea dintr-o familie austriaco-italiană, din nordul Italiei. El a venit la Vatican în toamna anului 1943, iar acolo va absolvi seminarul și va fi hirotonit ca preot. Ulterior, îi se dă poziția de curator de artă pentru Vatican, o poziție mult prea mare la acel moment pentru rangul său, iar poziția îl face responsabil pentru catalogarea unei colecții de artă în valoare de miliarde de dolari. În 1956 însă, Crespi își schimbă viața și este trimis ca și preot în orașul Cuenca din Ecuador. Aici lucrurile încep să ia altă turnură. El începe în acest oraș din mijlocul junglei să lucreze în rândul populației indigene și își dedică 59 de ani din viață activităților caritabile până la moartea sa din 1982. Părintele este o persoană înzestrată cu multe talente, educator, arheolog, muzicant și pe lângă toate un mare om. El îi ajută pe indigenii din acele vremuri de restriște cu mâncare, haine și tot ce aveau ei nevoie în acel moment. În schimbul bunătății sale, oamenii junglei îi aduc cadouri de neprețuit dintr-un loc secret pe care părintele avea să-l descopere un pic mai târziu și de existența la căruia știau doar acești indigeni. Printre aceste obiecte incredibile de mărimi gigantice în general, toate lucrate în aur pur, care aparținuse unei civilizații necunoscute, printre ele marea majoritate erau scrise într-o limbă necunoscută, care lega fără niciun dubiu, oameni buni, America precolumbiană de, atenție, civilizația sumeriană. Yuri Levrato scrie un material impresionant pe această temă, pe care vi-l recomand cu mare drag, în care descrie cum această limbă scrisă necunoscută era de fapt limba primordială, limba mamă care se vorbea înaintea diluviului universal și că oamenii din acea epocă cunoșteau foarte bine cele două Americi, care dețineau raporturi economice, culturale și etnice. Sărmanul preot nu realiza în acel moment că ceea ce descoperise el era în contradictoriu cu teoriile și minciunile oficiale care ne sunt servite chiar și astăzi. Ce s-a întâmplat mai exact cu părintele? Câștigându-le încrederea indigenilor, aceștia îi prezintă o peșteră foarte adâncă, cunoscută în spaniolă drept Cueva de los Tayos, adică peștera păsărilor de ulei, numele provenind de la niște păsări oarbe care locuiau în ea. Și toate lucrurile pe care indigenii le aduceau erau din această grotă fără fund, aflată la 800 de metri sub nivelul mării. În anul 1969, Juan Moriz, un cercetător ungur de origine argentiniană, explorează o parte din peșteră scoțând la lumină lamiere din aur pur, pe care erau încastrate scrieri arhaice identice cu hieroglifele. Statui antice identice cu cele din mediul oriental, șcepte, căști, discuri, plăci în mare majoritate de aur și doar câteva din argint.
Apoi părintele Crespi îi spune cercetătorului cum să intre în cavernă și cum să facă să nu se piardă în labirintul fără fund și prin coridoarele ei fără sfârșit. Astfel că în anul 1972, scriitorul austriac Erik von Däniken face cunoscută descoperirea cercetătorului ungur, iar imediat ce această știre incendiară face în conjurul lumii, au început să se organizeze foarte multe expediții private. Atenție! Prima dintre aceste expediții este condusă în anul 1976 de cercetătorul scoțian Stanley Hall, la care participă astronautul american Neil Armstrong, cel care a pus primul piciorul pe lună 21 iulie 1969. Cei doi cercetători rămân câteva zile în această grotă. Când au ieșit, astronautul este așteptat afară de presă și de foarte multă lume. Și iată ce declară acesta. Călătoria în Los Taos a fost mult mai semnificativă, adică în peșteră, decât zborul meu pe lună. Ce anume a văzut oameni buni Armstrong în acele așezăminte antice? De le-a considerat, vă întreb, mult mai interesante și mai uimitoare decât o călătorie în spațiu. Lăsați-mi un răspuns în secțiunea de comentarii, sunt foarte curios să știu ce gândiți. Nimeni însă nu știe și nu spune absolut nimic, dar din acea expediție au fost făcute publice, atenție, foarte ciudat, doar câteva fotografii ale unor camere gigantice în mare parte distrusă de cataclisme enorme sau unecate în nămol de la inundații catastrofale. Ceea ce era de văzut, nimeni nu ne-a arătat însă până acum. Toate acele obiecte cu care s-au făcut unele dintre cele mai mari muzee ale Ecuadorului nu puteau însă să fie găsite în acele locuri care au fost expuse catastrofelor. Părintele Crespi spune că această grotă de fapt nu se termină niciodată, pentru că are coridoare care merg în toată lumea. Ea nu este de origine naturală, deoarece a fost construită de o civilizație mult mai inteligentă, antică. În anul 1982, părintele Crespi moare. Colecția sa de neprețuit este sigilată și de atunci nimeni nu a mai văzut-o vreodată. Cei care au trăit în acele locuri povestesc însă și astăzi că a fost luată și transportată în temnițele Vaticanului. În timp ce mii de artefacte ale lui Crespi sunt neremarcabile, adică prin faptul că nu pot fi clasificate clar în funcție de vârsta lor și de cultura indigenă căreia îi aparțin, a rămas însă un mic subset de articole care a stârnit controverse imense. Unele dintre artefacte sunt în stil babilonian, altele par a fi sculptate în aur cu motive ciudate și simboluri care nu seamănă oameni buni cu obiecte din nicio cultură sud-americană. Plăcile de aur par să arate un tip de scriere antică, deși, din câte știm, niciuna dintre ele nu a fost identificată și tradusă. De asemenea, în ciudata peșteră apare așa numita bibliotecă metalică, care este formată din mii de cărți realizate cu pagini metalice, fiecare pagină gravată pe o față cu simboluri, de asemenea geometrice și inscripții. Deci, ce s-a întâmplat cu aceste cărți, oameni buni? Mulți cercetători susținând că aceste artefacte și această bibliotecă cu cărți din metal au fost create de o civilizație pierdută cu ajutorul ființelor extraterestre. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni, și v-am povestit toate aceste lucruri, pentru că ceea ce povestesc și astăzi indienii nu este rolul minților lor înfierbântate, ci sunt adevăruri care au fost mereu tăinuite de elitele care ne conduc. Los Taos, această peșteră misterioasă, se află, atenție oameni buni, la granița dintre Ecuador și Peru, la fel cum Acacor se află la granița dintre Peru și Brazilia, tot în pădurea amazoniană. Savanții oameni buni au fost mereu cei care au ascuns sau au distrus probele care le dădeau peste cap minciunile. Le-au plimbat dintr-o parte în alta lumii, ca să li se piardă urma. Au inventat povești neadevărate despre ele și mai presus de orice, au declarat nebun pe orice om care ar fi avut curajul să spună că mint. Gândiți-vă câteva momente la aceste lucruri. Asta am avut să vă spun pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă invit călduros să-i dați un like și o distribuire pe Facebook, pe grupuri și la prieteni și desigur să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Ne ajutați pe noi foarte mult și pe voi să primiți materialele noastre imediat ce le lansăm. Până data viitoare, vă doresc o seară plină de cugetări!